Reprezentanții primăriei Slatina au întocmit lista cu străzile sau porțiunile de străzi pe care va fi permisă circulația mașinilor mai mari de 3,5 tone. Sfântul Constantin Brâncoveanu, Alea Oltului, de la podul Olt până la intersecția cu strada 13 decembrie, strada 13 decembrie de la intersecția cu Sfântul Constantin Brâncoveanu până la intersecția cu strada Ionașcu, strada Ionașcu de la intersecția cu strada 13 decembrie până la intersecția cu Bulevardul Nicolae Titulescu, strada Tudor Vladimirescu de la intersecția cu strada Ionașcu, Bulevardul Nicolae Titulescu, strada Nicolae Bălcescu până la intersecția cu DJ 677, B, strada Oituz de la intersecția cu Bulevardul Nicolae Titulescu până la intersecția cu strada Pitești, strada Pitești de la intersecția cu Oituz și strada Cornișei până la intersecția cu DE85, strada Cirașov de la intersecția cu strada Pitești până la intersecția cu Artileriei, strada Artileriei de la intersecția cu Cirașov până la intersecția cu strada Drăgănești și strada Văilor, strada Ecaterina Teodoroiu de la intersecția cu strada Văilor până la intersecția cu strada Drăgănești, strada Drăgănești de la intersecția cu strada Ecaterina Teodoroiu până la ieșirea din municipiul Slatina, strada Milcov de la intersecția cu strada Drăgănești până la ieșirea din municipiul Slatina, strada Crișan de la intersecția cu strada Cireașov până la intersecția cu strada Textilistului. Transportatorii pot obține permisiunea de a trece și pe alte străzi, dar numai dacă vor achita o taxă specială. Proiectul supus aprobării Consiliului Local prevede tarife diferențiate în funcție de greutatea mașinilor și perioada pentru care se solicită derogarea astfel. Între 3,5 și 7,5 tone inclusiv, 50 de lei pe zi, 130 de lei pe săptămână, 450 de lei pe lună. Între 7,5 și 14 tone inclusiv, 70 de lei pe zi, 190 de lei pe săptămână, 650 de lei pe lună. Între 14 și 22 de tone inclusiv, 90 de lei pe zi, 200 de lei pe săptămână și 850 de lei pe lună. Iar peste 22 de tone, 130 de lei pe zi, 300 de lei pe săptămână, 1000 de lei pe lună. Tarifele intră în vigoare de anul viitor, iar prevederile vor fi duse la îndeplinire de reprezentanții Direcției Administrația Străzilor și Iluminatului Public și cei Poliției Locale.